Cu cât înțelegem ca și credincioși mai mult starea noastră de păcat, locul din care ne-a scos Dumnezeu. De ce crezi? După zeci de ani Apostol Pavel scrie epistole în care el spune că și noi altădată eram. Și voi erați în felul. Mai ce tot ne aduce aminte, domnule? A, puțin pozitiv, fii mai pozitiv, că și așa ăștia toți spun tot felul de lucruri despre noi. Hai să fim mai pozitivi. Ce tot ne aduce aminte de cum eram noi, nu știu când. Spune acum că avem o identitate extraordinară în Hristos, că suntem fii acelui, că suntem extra, suntem în Dumnezeu, nu mai tot ne spune cum eram altădată. Ne aduce aminte în continuu de păcatele noastre. Da, pentru că văzând mai clar prin lucrarea progresivă a Duhului Sfânt în viața noastră, văzând mai clar păcatul în care a fost și păcatele în care suntem, cu atât lauda noastră, închinarea noastră, bucuria noastră, ceea ce se naște din inima noastră ca mulțumire la adresa lui Dumnezeu va fi mai puternic. Un credincios care înțelege, vezi, un credincios care înțelege depravarea totală și în același timp înțelege alegerea necondiționată a lui Dumnezeu, este liber să stea față în față cu păcatele lui. Ăsta e singurul om care poate să stea față în față cu trecutul lui. Ăsta e singurul om care poate să stea la sfârșitul fiecare zile față în față cu el însuși, să se privească pe el însuși în ochi, vorbim spiritual. Să se judece pe el însuși, să se pocăiască și în același timp să fie cu speranță înaintea lui Dumnezeu. El știe cine e cu adevărat și nu este groază să se uite acolo. De ce? Pentru că știe ce are în Domnul Iisus Hristos și știe ce a făcut Dumnezeu pentru el. Doctrina aceasta este fundamentală pentru tot sistemul Evangheliei.